Marți a izbucnit un scandal la un hipermarket din sectorul 5 după ce mai multe persoane au refuzat să le fie luată temperatura la intrarea în magazin. Incidentul a fost filmat, iar imaginile care arătau cum mai mulți polițiști se chinuie să imobilizeze două persoane mai în vârstă s-a viralizat rapid. În mare parte, oamenii au luat apărarea celor reținuți de poliție, doar că filmul, care a fost postat online, era tăiat exact cât să arate brutalitatea nejustificată a poliției. Reprezentanții hipermarketului susțin că totul a fost o înscenare, că cele două persoane aveau lavaliere și erau însoțite de un cameraman profesionist. Pe imagini putem observa că atât agenții de pază cât și polițiștii nu poartă mască de protecție sau o poartă incorrect. La momentul în care polițiștii l-au solicitat să se legitimeze, persoanele au refuzat, au devenit recalcitrante și au manifestat un comportament agresiv, fapt pentru care au fost imobilizate și conduse la sediul subunității de poliție. Persoanele au fost sancționate contravențional, conform prevederilor legii numărul 61 din 1991, pentru refuz de legitimare, provocare de scandal și împiedicarea intervenției polițiștilor în îndeplinirea obligațiilor de serviciu.